Liderul organizației locale a Partidului Național Liberal, Curtea de Argeș, a făcut o prezentare a situației de după alegerile interne la nivel de județ, arătând că s-au atins obiectivele fixate. S-a obținut un număr semnificativ de membri în biroul permanent, un post de vicepreședinte și încă 3 locuri pentru Constantin Călin, Mădălin Marinescu și fostul deputat Adrian Miuțescu. Acestora li s-au alăturat Adrian Coșa în Comisia de Cenzori și liderul de la Tineret, Leonard Bădoiu, în Comisia de Contestații. Am mai primit membrii de seamă, trebuie să mulțumim domnului președinte, s-a amintit acolo și inclusiv pe fostul judecător domnul Oțelea, nu de mult a intrat în rândul nostru. Dar mulți au venit, deja avem aproape 25, nu? Față de la ultima alegeri, de 25. Am scris și în același timp am înțeles că și la tineret se continuă pe aceeași. În încheiere, președintele Mitrofan a amintit de renovarea sediului Partidului Național Liberal și de faptul că zilnic, între orele 12 și 18, la sediu se află o persoană care să dea informații celor interesați de activitatea Partidului Național Liberal, Curtea de Argeș.